Hai noroc, dragilor. Băi, băi, e grav. M-am obișnuit, m-am desobișnuit de trafic. Ce e, bă, băiatul aici? Au blocat obligatoriu în altă parte, nu înainte. Hai, mergem pe aici. M-am dezobișnuit de traficul ăsta din București, deci n-am mai mers, n-am mai făcut naveta la birou de atât de mult timp, încât mi se pare foarte nașpa traficul. Și nu e nașpa, adică e cum a fost întotdeauna. Dar parcă n-am, nu știu, nu mai am aceea siguranță, nu știu cum să zic, e ceva foarte ciudat. Eu, din fericire, am un job care îmi permite să lucrez de acasă sau de oriunde, dacă asta contează. Și de când a început toată nebunia asta cu pandemia, am lucrat de acasă. Deci, de undeva din, salut, din martie. Așa că de vreo jumătate de ani eu n-am mai mers cu motocicleta prin trafic. Și m-am dezobișnuit, frate, nu mai, nu știu, nu mai place. Că înainte îmi plăcea în mod deosebit, dar n-aveam nicio treabă. Acum parcă mă sperie un pic. M-am transformat practic dintr-un motociclist de zi cu zi aproape într-un motociclist de weekend. Aproape, pentru că nu ies în fiecare weekend. Sau n-am ieșit în fiecare weekend. Acum însă că s-a făcut mai cald, aproape în fiecare weekend ies din București și îți mai, nu știu, mai respiră și mie creierul un pic, că și statua ăla în casă cu zilele e nașpa rău de tot. Nici la cumpărături nu ne mai ducem, adică cumpărăm totul cu servicii din astea de livrare acasă. Na, sunt niște vremuri foarte ciudate, fratele meu. Ia să vedem aici. Hai. Dacă îmi spuneai acum jumătate de an că la vară să știi că o să stai închis în casă și o să-ți comanzi toate cumpărăturile acasă și o să le speli de fiecare dată, ziceam că ești nebun. Și treaba asta cu stricuratul mi se pare, nu știu, parcă un pic mai sketchy decât înainte. Nu știu dacă s-au schimbat oamenii sau m-am dezobișnuit eu. Așa cum v-am mai zis și în episoadele anterioare, i-am pe aia mici la țară. De fapt și pe aia mici și pe nevastă mea. I-am mutat acum vreo lună acolo, pentru că noi suntem destul de, nu știu cum să zic, grijulii cu toată nebunia asta. Și dacă am fi stat în București, am fi ținut închiși în casă foarte mult timp. Și nebunesc, frate, ăștia mici au nevoie de mișcare, au nevoie de aer liber, nu poți să-i ții închiși în casă. Oricum i-am ținut săraci câteva luni cât a fost lockdown-ul ăla. Am zis că trebuie să facem ceva și i-am mutat pe ei la țară. Eu am rămas pe aici că am, nu știu, simt că am nevoie de mai multă liniște ca să pot să lucrez. Și acasă am și mai mult confort, ca să zic așa, în birou, am monitoare, am tot ce-mi trebuie, n-am avut chef să le car pe toate la țară. Așa că mă duc pe la ei în fiecare weekend, acum în timpul săptămânii. E foarte bine că mă mai plimb și eu cu motoreta cu ocazia asta. Mamă, ce mă bucur că am ieșit din aglomerația aia, că se mai ventilează și geaca mea. Oh, mai respir și eu un pic. Nu mi-am luat ceva foarte aerisit și foarte de vară, pentru că m-a prins ploaia de câteva ori cu geaca de vară și n-a fost bine. Așa că acum tot timpul o iau pe asta care, nu știu,
adventure, așa, de mai multe sezoane. De fapt, cu asta merg și iarna cu Mesada pe dedesubt. Deschid toate aerisirile, dar ai nevoie de un pic de viteză ca să se aerisească. Ah, ce bine e! E ca și cum cineva ar fi pornit ventilatorul. Hai să ne dăm pe prima pantă, că noi mergem mai ca Bosch și Roger, așa. Nu mergem cu 299 ca șmecherii. Opa! Italia! Pentru băiatul ăsta din față cu Porsche-le am tot respectul. Dacă ai mașină de viteză, nu înseamnă că trebuie să-i tai în goarnă cu 300 la oră pe autostradă, da? Am tot respectul pentru el. Foarte tare, foarte, foarte tare. A, e pe telefon. Îmi retrag cuvintele. Deci, pe bune, e mai aglomerat decât în weekend. E mai aglomerat decât în weekend. Nu-mi imaginam. Mi-am dat seama, apropo de ce ziceam mai devreme cu traficul din București, că mi se pare că mi-e mai frică decât înainte. Mi-am dat seama de o chestie ascultând un podcast de al lui Micuțu și încă cineva, nu mai știu cine. Povestea Micuțu de ce i s-a întâmplat în trafic și cum reacționează oamenii, și că oamenii acum sunt foarte, foarte nervoși din cauza situației generale în care ne aflăm. Băi, și da. Confirm și eu chestia asta. Chiar mi se pare că oamenii se enervează mai repede și stă așa pe muchie de cuțit, ca să zic. Chiar e adevărată chestia asta. Și e normală dacă stai să te gândești că suntem toți... Eu cel puțin cred că am intrat în depresie sau ceva. Acum nu se vede că acum sunt pe motocicletă și când urci pe drăcovenia asta, îți trece orice ai avea, orice depresie, orice boală, orice... toate boalele. E minunată jucăria asta, deci n-am cuvinte. Așa. Dar pe bune, deci cred că am intrat în depresie, frate, stând în casa atâta timp. Nu mai am așa, frate, chef de nimic, nu știu, nu mai am pornire de niciun fel, sunt trist așa tot timpul. Nu știu, n-am pornire să fac nimic, nici să mă spăl, nici să mă mănânc, nu știu, nici să mă joc, nici să ies să mă prind cu motoreta. Cheful vine după ce te urci pe motoretă, dar înainte de asta zici că-s legumă. Așa se manifestă la mine, dar alții sunt mai nervoși decât în mod obișnuit. Care oricum în București starea de nervozitate e undeva aici tot timpul, în trafic. Îți dai seama, acum un pic îți trebuie să o iau unul razna și să... În punctul ăsta de vedere, mă bucur că pot să lucrez de acasă și nu sunt nevoit să mai petrec câte o oră, cel puțin, pe zi, în trafic. Bă, aici în Breaza suntem acum. Era un magazin de ăsta cu materiale de construcții. Ia să vedem dacă îl zărim. Ah, uite-mă aici, uite aici era. Gata, am găsit. Aici e un depozit. Asta este. Dacă au ceva transparent. Un lac transparent. Uite, asta o fi alb sau o fi transparent. Nu scrie, știe cineva rusă. Asta este transparent? Da? Mulțumesc frumos! E pentru lemn, vreau. Acum, nu știu care considerați că e mai bun. E mai bun ăsta? Bun, mulțumesc frumos! Se poate și cu cardul? Mulțumesc frumos! O zi bună! Așa, acum... Să vedem...
unde le băgăm? Unde le băgăm că în top case plin. Cutia asta mai mare. Sper să încap acolo. Oh, ce să nu încape. Ba da, încăput. Cât încap și astea. E magic buzunarul ăsta de la spate. Am închis fermoarul, am închis și capsa. Gata. Auleu, ce s-a încins șaua. Și m-am încins și eu. Nu mai șaua. Să punem muzica înapoi. Nu știu dacă oprești așa în mijlocul drumului fără să semnalizezi, e cam de prost gust. E foarte de prost gust. Măcar semnalizează, pune avaria, pune ceva. Numai vacile opresc așa în mijlocul drumului. Alea măcar n-au semnal, că dacă ar avea, cred că ar semnaliza. Oh, a pornit din nou ventilatorul, ce bine. Jesus, ce m-am încins. Băi, eu nici nu m-am uitat la... nici nu m-am uitat la ce mi-a dat femeia aia în magazin. M-am bucurat doar că mi-a dat ceva de două ori mai scump, atâta tot. Bă, crește inima în mine, măcar român. Când văd tot timpul, mă, că uite, bulgarii vin să viziteze România, bă, băiatule. Vin să se cazeze aici, în satele și comunele noastre. Bă, bune, crește inima în mine. Da, mă, merge bine țara asta. Da, merge economia. Perfect, perfect. Uite cât străini sunt. Așa, da.